Unii pleacă în concedii, alții vin de la petreceri, însă cei care se urcă la volanul mașinii trebuie să fie cât se poate de atenți. Vara este întoi, așa că circulația pe drumurile publice este tot mai intensă, iar oamenii legii sunt la datorie în permanență. În doar câteva zile, cei de la serviciul rutier au aplicat aproape 600 de amenzi, fie pentru viteză, fie pentru alte nereguli depistate în trafic. În cadrul activităților desfășurate, aceștia au aplicat 563 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 190.000 de lei. De remarcat este faptul că 265 dintre acestea au fost aplicate pentru încălcarea regimului legal de viteză, restul pentru diferite abateri. Polițiștii rutieri au reținut și 53 de permise de conducere și au retras 11 certificate de înmatriculare. Pentru că și numărul bicicliștilor și al mopediștilor s-a înmulțit perioada aceasta și datorită vremii favorabile, polițiștii spun că au intensificat acțiunile de control pe majoritatea drumurilor din județ și aceștia au fost amendați fie pentru că nu purtau echipamentul adecvat, fie pentru că circulau cu viteză. În plus, în ultimele 3 zile au fost înregistrate 4 accidente rutiere, între care unul foarte grav, soldat cu o persoană decedată. Toate au fost cauzate de viteza excesivă cu care circulau șoferii implicați. Au fost constatate 6 infracțiuni rutiere, 2 dintre acestea pentru consum de băuturi alcoolice, 2 pentru conducere fără permis de conducere, una pentru refuz de recoltare probe biologice și una pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. Acțiunile polițiștilor vor continua în săptămâna care urmează pe viteză excesivă, dar și pe verificarea condițiilor în care acești bicicliști, mopediști și conducători de atelaje hipo respectă regulile de circulație rutieră.